Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Întrebarea pusă de colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, sună așa. A existat un Frankenstein? Teoria morților Pi. Frankenstein, erou de roman sau nu? Frankenstein sau The Modern Prometheus este un roman din anul 1818 scris de autoarea engleză Mary Shelley. În roman e descrisă povestea lui Victor Frankenstein, un tânăr om de știință care creează o ființă creatură inteligentă într-un experiment științific, imoral și necreștinesc. Creatura a fost făcută din părți întregi ale corpului, altoite împreună din mai multe cadavre după care a fost adusă la viață prin utilizarea șocurilor electrice. Victor Frankenstein descoperise un principiu necunoscut anterior, dar elementar al vieții, iar această perspectivă i-a permis să dezvolte o metodă de a insufla vitalitate în materia neînsuflețită. După o mare ezitare în exercitarea acestei puteri, Frankenstein petrece 2 ani construind cu minuțiozitate corpul creaturii, câte o trăsătură anatomică pe rând din materii prime furnizate de sala de disecție a unui spital, dar și de un abator, pe care apoi le aduce la viață folosind procedeul său electric descoperit, dar nespecificat. Până la urmă, chiar Frankenstein își reneagă creatura, printre altele refuzând să-i dea vreun nume. De altfel, în roman, creația lui e numită prin cuvinte precum nenoroc, monstru, creatură, demon, diavol și el. Chiar și când Frankenstein vorbește cu creatura, el îi se adresează cu insectă ticăloasă, monstru detestat, diavol, diavol nenorocit și diavolul urât. John C. Angleworth, profesor de literatură victoriană la Universitatea Cornell, a afirmat că ființa creatură a fost inspirată de un bărbat pe care Shelley l-a întâlnit la Geneva când era împreună cu Lordul Byron. Bărbatul era un cercetător și geometru pe nume Noah Burdick, pe care Shelley l-a descris în jurnalul ei de călătorie drept bolnăvicios, slăbit, abisal de înalt și lipsit de orice emoție umană, moralitate sau sensibilitate. Ceea ce este interesant este faptul că la un moment dat în roman creatura este comparată cu Adam, dar și atenție cu Îngerul Căzut. Vorbind cu Frankenstein, monstrul spune la un moment dat: ar trebui să fiu Adam al tău, dar mai degrabă sunt Îngerul Căzut. Acest înger ar fi fost chiar Lucifer. Și totuși, care e originea numelui lui Victor Frankenstein? Numele german Frankenstein înseamnă piatra francilor și este asociat cu diverse locuri din Germania, inclusiv cu mai multe castele Frankenstein din Darmstadt, Hesse, Bad Salzungen. Interesant că există și în Silezia, în Polonia, o localitate Frankenstein legată de un scandal imens în care au fost amestecați gropari care furnizau ilegal cadavre sau doar membre unor laboratoare sau unor cercetări medicale oculte. O altă legătură ciudată între numele romanului și o localitate este cazul castelului Frankenstein de lângă Darmstadt, unde în anul 1814 alchimistul Johann Conrad Dippel experimenta cu corpuri umane, castel vizitat de autoarea Mary Shelley. Unii critici ai romanului au susținut că eroul Victor Frankenstein ar fi fost inspirat chiar de soțul lui Mary Shelley, Percy Shelley. Există multe coincidențe, dintre care reamintim, Percy Shelley experimentase cu electricitate și magnetism, precum și cu praful de pușcă și numeroase reacții chimice la Eon, Frank Seller. În laboratorul lui Percy exista echipament științific similar cu cel prezentat în roman. De la Frankenstein mitologic la unul antic. Nu degeaba romanul poartă numele de Prometeul modern, știind mitul eroului grec Prometeu. În versiunile mitologiei grecești a fost Prometeu un titan care a creat oameni după imaginea zeilor, astfel încât aceștia să poată rivaliza cu zeii tirani. Prometeu l-a învățat apoi pe om să vâneze, să lucreze pământul, după care i-a dăruit focul furat de la Zeus. Alt făuritor de oameni e considerat Hephaistos, zeul cunoscut pentru crearea Pandorei. Interesant este că autoarea Mary Shelley l-a văzut pe Prometeu nu ca pe un erou, ci mai degrabă ca pe un diavol. Și l-a învinuit pentru că a adus foc omului și astfel, seducând rasa umană, la viciul de a mânca carne. Mary și Percy fiind vegetarieni și autori a mai multor eseuri despre ceea ce a devenit cunoscut sub numele de vegetarianism. Există mărturii scrise despre experimentele antice persane, dar mai multe egiptene făcute de preoți și doctori pentru readucerea la viața morților prin înlocuirea membrelor sau organelor care cedaseră, provocând astfel decesul.
Se pare că nu se ajunsese la vreun rezultat notabil, fiindcă egiptenii trecuseră la conservarea cadavrelor, vestitele mumii, în speranța că, cândva, atunci când vor descoperi taina învierii, să-i poată readuce la viață. Tentative de recreere a unui mort într-un individ viu a existat și în Roma antică, dar cei care au încercat acest procedeu au fost considerați șarlatani și, mai rău, profanatori, și au fost executați în chinuri groaznice. Clavdia Ustuianina, un laser modern. Alexei Pohabov, un vestit cercetător rus în domeniul paranormalului, și-a dedicat întreaga activitate cercetării vieții de după moarte, unde merg sufletele în așteptarea marii judecăți. După ce a experimentat el însuși moartea clinică, a susținut că tărie că sufletul există și după moarte, că el pornește într-o călătorie spre alte dimensiuni. Sufletul este un fel de matrice care tot timpul renaște. Moartea clinică e de fapt un somn în care nu se poate controla nimic. Oamenii credincioși sunt convinși că sufletul lor după moarte se duce în rai sau în iad, în funcție de viața pe care au trăit-o pe pământ. Dar oare nu cumva raiul și iadul sunt niște lumi paralele? Poate că raiul este o lume cu o frecvență înaltă, iadul una cu o frecvență joasă. Iar lumea pământeană este una de mijloc, între cele de sus și cele de jos. Pentru a înțelege ideea, gândiți-vă la gama de frecvență a sunetului. Să nimerești în oricare dintre aceste lumi e probabil aleatoriu, nici de cum în funcție de păcatele săvârșite în viața de muritor. Prohabov, într-un interviu acordat ziarului Pravda. Dar să vedem ce s-a întâmplat în anul 1964. În acel an a apărut ciudatul caz Clavdia Ustuianina, din regiunea Altaiului, nordul îndepărtat al Rusiei. O femeie de 40 de ani din orașul Barnaul a murit și a înviat precum biblicul Lazar după 3 zile. Clavdia Ustuianina era o femeie simplă ce avusese parte de o viață chinuită. În anul în care a împlinit vârsta de 40 de ani, femeii s-a pus un diagnostic crud, cancer avansat la pancreas. Medicii nu-i dădeau șanse mari de supraviețuire, însă Israel Isaevich Neymar, un renumit medic chirurg, a hotărât ca pacienta să fie operată imediat, convocând pentru intervenție câțiva colegi chirurgi cu o vastă experiență. Când au deschis însă abdomenul pacientei, doctorii au realizat că femeia era un cadavru ambulant. Toate organele interne erau mâncate de cancer. În timpul intervenției chirurgicale, inima pacientei s-a oprit și cu toate eforturile, medicii n-au mai reușit să o aducă la viață. Trupul neînsuflețit a fost dus la morga spitalului, unde a stat timp de 3 zile până ce rudele au venit să-l ridice pentru înmormântare. Și atunci s-a întâmplat incredibilul. Infirmierii au constatat că femeia dă semne de viață. Sub privirile lor îngrozite, Clavdia a început să se miște, a deschis ochii și gura ei se străduia parcă să articuleze ceva. Întreg spitalul s-a alertat și medicii au demarat operațiunea de resuscitare. Era oare un miracol, fiindcă nu se mai pomenise ca un om să zacă timp de 3 zile la morgă și apoi să se întoarcă la viață? Dar miracolul nu se încheiase aici. Se pare că în timpul morții sale clinice, femeia se vindecase complet de cancer. Drept dovadă a rămas raportul complet al medicului care a tratat-o și a operat-o, al profesorului Neymar, document ce a ieșit din nou la iveală după prăbușirea comunismului, atunci când o parte din dosarele KGB-ului au fost desecretizate și făcute publice. E posibilă reînvierea morților? Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au străduit să descifreze taina vieții de după moarte. Ce se petrece dincolo de această graniță? În general, savanții care se ocupă cu cercetarea condițiilor, cauzelor și naturii decesului afirmă că moartea este un proces ireversibil. Cu toate acestea, există cazuri și nu puține de oameni care au înviat. Recent, studii din domeniul medicinei au demonstrat faptul că trezirea morților la viață ar putea fi posibilă. Orice creștin cunoaște povestea biblică din Noul Testament a învierii lui Lazar de către Isus. Dar oare chiar e posibilă minunea învierii? Carl Gustav Jung, celebrul psiholog și psihiatru elvețian, fondator al psihologiei analitice, a fost printre altele și un om care se poate spune a învins moartea. În anul 1944, Jung a căzut și și-a rupt piciorul, în același moment suferind și un atac de cord. Experiența sa uluitoare în viața de dincolo de moarte e relatată în cartea sa autobiografică Amintiri, vise, reflexii. În timp ce se afla în moarte clinică, Jung a avut o viziune. De jos se ridica o imagine. Era medicul meu sau mai curând imaginea lui încadrat de un lanț de aur sau de o cunună aurită de lauri. Am realizat imediat, iată, ăsta e medicul meu care m-a tratat. Jung mărturisește că a avut un dialog cu medicul care se pare fusese trimis să-l aducă înapoi la viață.
După ieșirea din comă, Jung a căzut într-o depresie grea, nu mânca nimic și dorința de a mai trăi îi dispăruse complet. După întoarcerea din morți, se simțea ca un prizonier într-o închisoare. Pe de altă parte, întoarcerea trupului său la viață i-a adus psihiatrului și o abilitate deosebită, aceea a premoniției. De exemplu, Jung a știut că medicul său pe care îl întâlnise în viziune avea să moară curând. Dar deși a încercat să-l prevină de tragedia ce avea să se petreacă, Jung nu a reușit să-i împiedice sfârșitul, așa cum și-ar fi dorit. În scurt timp, premoniția lui s-a îndeplinit. Medicul s-a îmbolnăvit brusc și în câteva zile a decedat. Începând din acel moment, a fost convins de puterea reînvierii și în tot restul vieții sale nu s-a ocupat decât de acest subiect. Învieri celebre. După 7 zile, Wall s-a întors la viață. La 2 octombrie 1571, clopotul funerar a bătut pentru un tânăr fermier pe nume Matthew Wall. Era originar din satul Braffing din județul englez Herefordshire și moartea sa fusese neașteptată cu o săptămână mai înainte. Sicriul său a fost dus pe Fleece Lane spre Biserica Sfânta Maria Fecioară. Matthew Wall era iubit în oraș și era îngrijorător să vezi un tânăr cu toată viața înaintea lui fiind lovit atât de brusc. Logodnica sa era în cortegiu, plângând în spatele sicriului alături de mulți alți cetățeni din oraș. Ploile de toamnă făcuseră pământul să strălucească cu frunze umede. Unul dintre oamenii din cortegiu a alunecat pe frunze și a căzut la pământ, provocând și căderea sicriului. Odată cu acest incident s-a produs și miracolul. Se pare că zdruncinătura l-a făcut pe Matthew Wall să se trezească din morți. Tânărul fermier s-a trezit amețit, confuz și prins într-o cutie de lemn coșugul. Panicat, a început să bată cu pumnii în închisoarea de lemn. Jelitorii au rămas șocați până când cineva s-a apropiat de sicriu și a încercat să scoată capacul sicriului. Odată capacul înlăturat, Matthew Wall s-a ridicat înșezut și părea că este viu și sănătos. El s-a întors la viața sa normală și nu a fost niciodată afectat de momentul perioadei în care fusese declarat mort. Zombii sau reînvierea morților. Morții vii reprezintă un termen colectiv folosit pentru persoane fictive, mitologice, legendare sau care au decedat, dar acționează și se comportă ca și cum ar fi încă în viață. Morții vii pot fi necorporali, de exemplu fantome, sau corporali, cum ar fi vampirii și zombii. Nemorții apar în numeroase legende din majoritatea culturilor și multe opere de ficțiune, fantezie, misticism și de groază. Dar oare va fi posibil ca zombii să iasă cu adevărat din pământ? E o întrebare ce a captat recent atenția mai multor oameni de știință care s-au declarat fascinați de acest subiect și au realizat o serie de studii pe câteva specii de viețuitoare. Deși hoardele de morți vii care terorizează cartiere întregi de oameni reprezintă o temă deja abordată în mai multe filme și seriale aparținând genului horror, zombie, care bineînțeles nu ar exista în lumea reală, chiar așa să fie, s-au întrebat câțiva cercetători. În realitate, există tot mai multe documentări despre diversi paraziți capabili să modifice comportamentul viețuitoarelor pe care le-au ales în calitate de gazdă. Și tot mai multe studii arată că oamenii nu sunt nici ei complet imuni la acest gen de manipulări în stil zombie. Dar zombie ar putea fi sau chiar au fost produși prin manipulări anatomico-medicale? Povestirile cu zombie și-au originea în sistemul spiritual de credință afro-caraibian din Haiti, care spune că unii oameni devin controlați de către un vrăjitor puternic, devenind astfel supușii lui. În credințele populare din Haiti, unii preoți cunoscuți sub numele de Bokor ar fi capabili să captureze o parte din sufletul omului, acest procedeu, ducând la o stare de letargie care îl face pe cel viu asemănător unui mort și chiar dacă ar trece ani de zile de la mormântarea lui, ar fi în stare ca la exhumarea corpului să-l transforme într-un sclav. Dar asta pare doar o legendă prin care preoții și vracii țineau în ascultare oamenii. Dar de unde a plecat și de ce? Înaintașii lui Frankenstein, în Africa, în zona Sudanului, Etiopiei, Eritreei, mergând spre Kenya, exista cu mii de ani în urmă dorința regilor de a avea armate invincibile, armate alcătuite din morți vii, care astfel nu puteau fi uciși, deci puteau lupta până la victorie. Dar să vedem ce s-a întâmplat cunoscând anumite legende sau cronici pictate, petroglife. Se pare că vracii africani procedau ca eroul de mai târziu al lui Shelley, adică asamblau corpuri noi de luptători folosind membre adunate de pe câmpul de luptă. Există o legendă etiopiană care spune că armata de zombie a împăratului Zuha era invincibilă, dar crudă și de nestăvilit.
Fiindcă armata de zombi ataca și oamenii împăratului, acesta a dat ordin și luptătorii zombi au fost adunați într-o casă mare unde li s-a dat foc și au fost distruși, fiindcă doar așa puteau pieri acele blestemății de trupuri moarte vii. Aceleași probleme cu morți civili au avut și alte regate, încât s-a ajuns cu interzicerea acestei practici. Vrăjitorii care continuau erau arși de vii. Astfel, practica zombi a rămas doar în cercuri ascunse, mici. Odată cu ducerea forțată ca sclave a negrilor africani în cele două Americi, practica secretă zombie a ajuns în Haiti sub numele de voodoo. De aici provin multe mărturii despre tentative de a învia morții ale preoților voodoo. De altfel, există o legătură între toate aceste denumiri. Zombie este un alt nume al șarpelui voodoo denumit și Dambala sau Kikongo. Concluzie. Deci se poate spune că încă din cele mai vechi vremuri, anumiți oameni au încercat, poate chiar au și reușit, să aducă la viață morți, uneori prin refacerea unui corp uman, din și cu ajutorul unor membre sau organe preluate de la alte trupuri de oameni decedați. Astfel, Mary Shelley a avut de unde alege din propria istoria familiei și din legendele legate de numele Frankenstein sau din mitosul diferitelor popoare, de la cel egiptean până la cel etiopian sau nigerian. Da. Să sperăm, George Hodorogea, că neamul meu cel românesc, în primul rând, ar trebui să se trezească și, pe urmă, poate îl readucem și la viață. Prieten, mă opresc aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând.